Bună dimineața! Bine v-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit această zi de 3 februarie. Nici astăzi nu avem un aspect important, dar țineți cont de faptul că în weekend sunt destul de multe. Mâine avem un careu soare Uranus, iar duminică avem luna plină în leu și în același timp cu care o între Venus și Marte. Aș putea spune că urmează trei zile destul de tensionate, mai ales pentru cei care au marcaj fix în astrogramă. Vorbim de taur vorbim de leu, de scorpion și de vărsător. Nu e că se întâmplă ceva grav, cum primesc deseori comentarii în care mi se zicea o a o, o leu, ci pur și simplu, știți cum este, cel puțin cei care au aceste arhetipuri în astrograma natală, sunt mai rezistenți la schimbare, schimbă mai greu și în momentul în care o fac, își dau seama că schimbarea era cea care trebuia. Bun, dar cu, cu toții pe o lună plină, pe axa leu vărsător, cu toții trebuie să facem un prim pas spre viitorul apropiat. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi, te invisteu și la zodie și la ascendent să faci un mixaj de două și să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Ei, Marte va face un careu cu Venus iată, Marte guvernatorul tău, duminică, dar să ne gândim la această lună plină care se petrece pe axa 5 la tine, adică pe ce vrei tu acum și pe ce vrei tu pe viitor. Pentru că e luna plină în care o curanus ai face bine să fii pregătit și de neprevăzut și să te uiți așa către cer și să spui ce vrei tu, aia să fie. Să nu te împotrivești niciunei schimbări. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Venus, guvernatoarea ta, va face un careu cu Marte, Uh, și te va agita destul de mult Dar atenție, luna asta plină Vrea ca tu să faci puțină curățenie Atât acasă cât și la serviciu Să-ți dai seama cât de mult timp acorzi carierei Cât de mult timp acorzi familiei. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni N-aș putea spune că aspectele zilelor următoare Te afectează într-un mod neplăcut Și mai degrabă te pun puțin pe jar Te pun pe drumuri Te pun în mișcare cu alte cuvinte, nu prea te vei plictisi, vei fi precum un titirez. Trecem la RAC sau cei cu ascenetul în RAC. Luna plină activează axa 2.8, cea financiară, deci trebuie să ai foarte mare grijă la cheltuielile neprevăzute, atât ale tale, dar și cele ale partenerului sau ale celor dragi. Unii bani au cum să rămână în buzunarul tău în zilele următoare. Trecem la Leu sau cei cu ascenetul în Leu, iată, luna plină se petrece în semnul tău. Cu alte cuvinte, vei fi. Uh, cum să spun, precum un personaj din acela de, de film, dar care joacă mai multe roluri. De dimineață te trezești într-un fel, la prânzești altfel, iar seara ești cu totul și cu totul diferit. Uh, și o vei face fără greutate. Da? La un dat oamenii din jurul tău vor rămâne uimiți de nivelul tău de adaptare în orice situație. Cert este că vei fi destul de optimist. Trecem la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară, un weekend destul de obositor, epuizant, copleșitor și, în același timp, mulți dintre voi știți că urmează o decizie pe plan profesional și vă macină destul de mult. Trecem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Iată, careul între Venus și Marte de duminică s-ar putea să te pună puțin pe jar și mai ales în ceea ce privește relația de cuplu, da? Discuții, tot felul de filozofe, tot felul de momente din acestea de aha, de revelații care nu te vor lăsa să trăiești liniștițile ce urmează, trebuie doar, doar să știi că nu ar trebui să eviți discuțiile respective. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în scorpion, luna plină se va petrece în casa 10-a, vezi și tu astăzi să nu stai mai mult la serviciu decât este cazul și vezi ca zilele următoare când partenerul sau familia, când aceștia îți vorbesc despre lucruri importante, tu să nu stai pe mail-uri sau pe telefoane cu colegii, adică încearcă să fii mai prezent în viața de familie weekendul viitor. Trecem acum la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător, iată luna plină activează Axa 3-9. Drumuri multe, comisioane, treburi gospodărești, activități caznice, nu ai timp nici să respiri și dacă, să zicem, apar două-trei minute, vei dori să vorbești la telefon, vei dori să te întâlnești cu apropiații. Deci la Capricorn sau cei cu așinentul în Capricorn. Aici, la tine urmează câteva zile bune pentru a, a discuta așa foarte deschis despre situația financiară. Dar despre situația financiară pe care o ai împreună cu partenerul sau cu familia. Adică, dacă ai aștepta niște zile în care să tranșezi un anumit subiect, o anumită situație, fă-o zilele următoare pentru că vei fi destul de susținut de astre. Trecem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Luna plină se petrece pe casa a șaptea și pentru că este în care o nu s-ar putea ca unii dintre voi să renunțe la anumite parteneriate, unii dintre voi să schimbe modul în care se comportă cu partenerul sau unii dintre voi efectiv să-și dorească în viața lor unele persoane mai năstrușnice, mai diferite ca până acum. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Vă rog, nu neglijați Puterea rutinei zilele ce urmează, pentru că haosul uh, proverbial al celor care au acest arhetip în astrograma natală, adică al vostru, vă poate îmbolăvi și la propriu și la figurat. De aceea vă recomand ca în zilele ce urmează să aveți o listă de activități, că va apărea neprevăzutul, e perfect, dar totuși să aveți o listă acolo de care să vă țineți cât se poate. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine săptămâna ce urmează.